Bună seara! Sunt Felicia Șerbănescu. Permiteți-mi să vă mulțumesc că sunteți în număr așa de mare în mijlocul nostru și să mai permiteți să vă spun că copiii care s-au pregătit să vă ofere acest eveniment senzațional, ei, de un talent excepțional la rândul lor, abia așteaptă să vină în fața dumneavoastră să vă ofere clipe de armonie. Armonie de vară este intitulat proiectul meu, aflat deja la 5-a ediție anul acesta. Este un proiect anual și pentru că consider că este foarte important ca între oameni să se nască punți, din cauza acestei locații minunate, am dedicat fiecare ediție a festivalului meu și persoanelor cu dizabilități, cărora le oferim din inimă un bun venit și sperăm să se simtă bine alături de noi în această seară. Ediția acestui an, 2020, este una specială pentru că am ales să vă prezint copii, micuți balerini și, pentru a păstra tradiția evenimentului, și un copil de excepție muzician. Deci avem și în această seară muzică live, așa cum v-am obișnuit și în celelalte ediții, cu orchestrele pe care le invitam să ne fie alături. Am promovat tineri artiști prestigioși, dansatori și muzicieni, invitați și din operele clujene, și din restul țării, și din străinătate. Thank you.
de dans contemporan intitulat The Time, pe muzica Requiem for a Dream, compusă de Clint Mansell, coreografia domnului Tudor Oltean. Thank you.
vocea zânei Liliac din prologul baletului Frumoasă din pădurea adormită de Piotr Ilici Tchaikovsky. Coreografia Marius Petipa. Dar ce multe zâne vin pe aici! Thank you.
Thank you.
Acum, Ioana Pop dansează variația prințesei Florina din baletul Frumoasă din Pădurea Adormită, actul al treilea, de Piotr Ilie Tchaikovsky, coreografia Marius Petipa, profesor Andreea Jur. Adormită. Actul 1 de Piotr Ilie Tchaikovsky în coreografia clasică.
să vină! Thank you.
ukulele. Vreți? Numai că nu o să fie cu acompaniament, deci nu așa o să vă cânt. Bine? Vă sper să vă placă. Thank you.
Mulțumesc!